Omorâtă în drum spre școală, o elevă de 16 ani a fost accidentată pe o trecere de pieton de pe DN1B, pe raza localității Chițoran din apropiere de Ploiești. Fata se ducea la școală și a vrut să traverseze șoseaua. Ea a fost lovită de două mașini chiar pe marcajul pietonal. Un șofer neatent a lovit-o în plin, iar în urma impactului, fata a fost proiectată pe contrasens, unde a fost izbită de un alt vehicul și anume de un cap tractor al unui tir. Șoferul acestuia nu a mai putut evita impactul. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe adolescentă. O oră mai târziu fiind declarat decesul, polițiștii au deschis o anchetă pentru omor din culpă.